acceptat invitația mea să îmi prezint această bijuterie, cum îi spunem noi, și anume un Audi RS7, da, cu pachetul Performance, nu? Exact. Spune, te rog, pentru cei care ne urmăresc, ce înseamnă mai exact acest pachet Performance la cei de la Audi? Față de cel stock, care are 560 de cai, Performance, da, înseamnă creșterea puterii. Scoaterea unui limitator de viteză care normal este 250, al doilea stadiu este 280, iar ultimul stadiu ar fi 305. 305, teoretic, practic, un pic mai mult chiar, în practică. Da. Și o creștere a puterii datorită scoaterii unui limitator electronic de NOx. Am înțeles. Deci mașina practic vine cu același motor, nu? Ca să înțeleg. Da. Ca un R7 normal, adică de fără anumite limitări. Bun. Deci mașina vine cu motorul de V8, 4 litri, da, stock, vorbim acum. Și 560 de cai, ai spus. Exact. Bun. Și pachetul Performance, deci să înțeleg, ne aduce în plus acești teoretic de la 605 cai. 605 cai și mai mult cuplu, 705. Spun ei. Da. Na, tu mi-ai spus că ai măsurat mașina. Exact. Și ți-a scos mult mai mult. Păi da, eu nu am înțeles, ar fi fost 625 de cai aproximativ, 740 cuplul. Am înțeles că motoarele DRS ar fi fabricate undeva separat de către divizia Sport Audi, care sunt asamblate un pic manual, partea finală. Da, ei au o linie, într-adevăr, se numește Silverliner, se numesc ei, unde se fabrică eropturile. Eropturile și toată divizia DRS, toate modelele de la DRS. Și am înțeles că ar fi asemănătoare cu un Nissan GT-R, care pot varia puterea efectivă a unui motor. Am înțeles. Care unul poate fi un pic mai slab, altul mai puternic, tocmai de această cauză, că nu sunt motoare de linie. Încă o chestie care am observat-o la mașină, ceea ce este, din câte știu eu, o opțiune la ei, ai frânele ceramice. Exact. Și din câte știu, este cea mai scumpă opțiune a celor de la Audi. Aproximativ 10.000 de euro, dar este o investiție care se merită. Da. Primul rând pentru, da, siguranță. Și lumea degeaba este o tradițională popor. Faptul că frânele ceramice ar fi fade în momentul în care sunt reci și nu ai frâne deloc, în opinia mea este pur și simplu o vorbă din popor. Ai frâne, okay, nu le ai la performanțele maxime, dar ai frâne ca o mașină normală, este ok, poți să frânezi în absolută siguranță. Doar că ele lucrează la capacitate maximă în momentul în care au temperatură. Da, asta vreau să întreb. Am auzit că frânele ceramice în momentul în care sunt reci nu sunt chiar așa eficiente. Sunt ok. Deci sunt ca la o mașină normală. Okay. Ca la o mașină absolut normală. Ai frânat, e ok. Se simt că nu îngheață mașina, să spunem. Uite, spre exemplu, ieși din spălătorie, frânele sunt ude, sunt reci, trebuie să frânezi de 2-3 ori ca să ai frânarea maximă a mașinii. Dar ai frâne. Adică tot ce se aude că nu ar avea frâne, că absolut vorbe din popor. Am înțeles. Spune tu, cutia de viteze este în câte trepte? 8 trepte și este Tiptronic, făcută de ZF pentru Audi, din câte știu. Evacuarea aici stoc, nu? Evacuarea aici. Se aude senzațional. Foai de cap, mă. Tu mergi cu de zi cu mașina asta? Da. Foai de cap, mă. Ești un norocos. Singure momente în care nu am mers cu ea au fost 4 zile iarna aceasta, o zi la prima zăpadă, când era foarte mare zăpada. Și încă 3 zile la a doua zăpadă, am vrut să o menajez. Dar în rest am mers pe zăpadă, chiar am fost de curând, în februarie am fost cu ea chiar în Alpi. Este foarte ok, ca un, nu știu, ca un supercar daily. Este foarte ok ca mașină, poți să-l conduci absolut la drum întins, da, confortabilă. Tot timpul noi când postăm un R7 pe pagină, chiar și al doua a fost postat, tot timpul spunem asta, exact ce ai spus tu acum. Este cea mai bună mașină între supercaruri folosită ca de ei. RS6 și RS7, exact, mi se par mașinile cele mai ok. Absolut. Să poți să mergi și liniștit cu ea, pe confort. Ok, nu este pe confort precum un Audi A8, clar, dar e altă clasă, dar bineînțeles. Cel mai mult pot să spun am condus 8 sau 9 ore continuu cu ea. Nu existau dureri de lombare, nu muream, totul era ok, totul era în regulă, chiar eram foarte
chiar odihnit, pot să spun. Spune-ne, cum ai achiziționat o mașină? Cum ți-a venit ideea să cumperi un 7? Că R7, din câte știu eu, sunt mult mai rare la noi în țară decât R6. Ideea a venit din faptul că îmi plăcea foarte mult forma la A7. Da? M-aș fi gândit la un A7 3000 BTDI, care este un motor chiar reușit și diferit față de 3000 BTDI. De la R7. Nu găseam niciun 3000 BTDI care să-mi placă să-l achiziționez. Da. Am fost la un pas să-mi achiziționez un Audi S8. Da, doar că okay. La o verificare mai amănunțită a mașinii s-a dovedit că nu fusese utilizată corect și nici întreținută corect. Da, aici e o problemă mereu cu întreținerea la ele. Și atunci, uitându-mă timp de 3 luni și căutând, am dat de această mașină care a apărut să de-abia 2 zile la vânzare. Mașina ai chisat-o din România? Nu, am chisat-o în afară. Și pur și simplu am sunat, am vorbit cu oamenii respectivi, am verificat mașina, totul a apărut în regulă, totul continua să fie în regulă oriunde o verificam. Și pur și simplu a fost la modul, m-a trezit dimineața, mi-am băut cafeaua, m-am urcat în mașină, m-am dus la bancă și am dat avansul. Deci ok, o iau. Deci mașina trage foarte, foarte impresionant și ține cont că este pe cauciucuri de iarnă, ai spus. Da, așa este. Și pe jenzi de 21. Ai fost vreodată cu ceva pe circuit? Ai fost, nu? Da, am fost în toamnă la ediția Cars & Coffee, Bad în Cata. Și urmează în vara aceasta să mă duc în turul acela, Transfăgărășan, Transalpina și apoi o zi întreagă pe Hungaroring, Ungaria. E o întreagă plăcere, aventură să dai cu mașina asta pe circuit. Consider că o mașină, dacă ții o mașină, nu ții o astfel de mașină să mergi cu 40 la oră pe decebal și de robanți și să o parchezi în fața unei cafenele așteptând să se întâmple vreo minune. O iei pur și simplu din pura plăcere de a o conduce. Clar. Și ușor, ușor, cu timpul, de a învăța mașina și a învăța limitele ei superioare și de a putea să o conduci corect. Ce vreau să te mai întreb? Spune, te rog, am văzut că ca și opțiuni ai absolut tot ce poți să pui pe R7, inclusiv acest sistem Bang & Olufsen. Head-up display am văzut. Este un sistem extraordinar. Da, știu. Este cel mai scump sistem audio. Dar este un sistem care chiar îți oferă o plăcere de a asculta muzică cu adevărat în mașină. Și încă o chestie, trebuie să vă spunem, culoarea, o să vedeți de pe această mașină, este una aparte. Ca o mică glumă, primesc în general întrebarea: ce culoare? Este colant? Și trebuie să... Cum se numește culoarea asta? Culoarea toată denumirea e complet, este... Da, știu cam ce denumire. Gri Daytona Frozen Gri Daytona, nu, matte Gri Daytona Frozen Effect. Aceasta este denumirea ei completă. Adică este nu o culoare mat. Nu este mată 100%, ci are un efect de brumă. Am înțeles. Și este cea mai scumpă culoare de la RS. Da. Da, asta știam. Deci sunetul ăsta acum este pe dinamic. Sunetul ăsta e demențial. Mai ales cum face când retrogradezi. Acele pop-up-uri. Din ce observ, este o mașină care, bine, și drumul este foarte ok aici, da. Dar pe un drum ok, chiar pe dinamic, poți să treci cu ea, poți să conduci cu ea, n-ai nicio treabă, chiar este ok. Și o altă opțiune care pot să spun, în afară de head-up display, care este folositor la drum întins, mai ales îți oferă anumite informații, sistemul Night Vision. Night Vision, sincer, îmi doream acest sistem pentru că de mult, acum 10 ani aproximativ, prima mea mașină a fost un Audi A4 pe care le țin și ziua de astăzi și care tot la fel a fost turbo-benzină. Da. Adică, oricât știu teoria, diesel e o mașină ok care oferă performanțe maxime, e mai eficient arderea la diesel, tot turbo-benzină mi-a dat într-un final. Am avut parte odată, rețin, lângă Sibiu, între acela, lângă Sibiu, scapă Păltinișii, dacă nu mă înșel. Da. Am avut parte la coborâre, exact se întunecase. E stațiunea acolo sus. Și am avut parte de o ceață extraordinară, o ceață care pur și simplu nu-mi dădea seama dacă cade râpă, sunt în continuare pe asfalt, efectiv trebuia să scot capul pe geam să mă uit. Și de atunci m-am jurat, îmi doresc pe o mașină să am night vision. Și de aia este un sistem extraordinar. Da, știu, pe aici că... se schimbă aici pe bord, nu? Da. Dar mai are o chestie foarte, foarte interesantă și utilă. Orice ființă vie
om, termocăldură. Exact. Termovizion, da. Om, animal, câine, pisică, îți face contururi, iar în momentul în care ea simte că ai fi pe rază de impact cu el, pe o direcție de impact, te avertizează. Și mai ales la noi în România, pe drumuri naționale, județene, noaptea, e perfect. Îți oferă o siguranță foarte mare chestia asta. Adică nu mi se da, asta e opțiune care, într-adevăr, la noi și merită bani. La noi căruțe... Nu mi se par mofturi, ci mi se par chiar animale... chestii utile, care... Eu rețin că tot așa mai de mult la un Volvo avea un sistem de te avertiza sonor în cazul unui impact iminent cu mașina din față. Mi se părea, atunci era mai mic, mi se părea o moft mai mult. O singură dată la o viteză, culmea, eram peste 100 la oră undeva în oraș, mașina din față a frânat brusc, nici eu nu știu de ce, nici, dacă, nici el nu știu dacă știa de ce. Da, pe aici doar din faptul că sistemul m-a avertizat că eram totul atent în altă parte, din gest reflex când am auzit sunetul, am frânat brusc, m-a oprit foarte aproape de el și mi-am dat seama, băi, își merită banii. Acum, dacă nu ar fi fost sistemul ăsta, era un impact în care clar era un damage foarte mare. Deci o singură dată e nevoie să așa te avertizeze și sincer banii de în plus la un astfel de sistem ți-ai scos o singură dată, în opinia mea, pentru un singur incident pe care l-ai Bun. Ratat. Laurențiu, noi îți mulțumim mult încă o dată. Mulțumesc și eu. Că ne-ai prețat această bijuterie. Cred că nu mai avem ocazia să mergem cu alta. V-am spus, sunt destul de puțin în țară. Mulți nu le scot. Nu știu de ce. Le țin pe decât pe timp de vară. Dar aia te-am întrebat că tu mergi zi de zi cu ea. Dacă o folosești și iarna. Asta mă și uitam în afară. Spunea un prieten care lucrează tot așa la un site auto, dar lucrează nu pentru România. Mai nou o provocare este să ajungi în Alpii italieni, cred, dacă nu mă înșel. Da, pe Silvio Pass. Exact, iarna mașini cu supercaruri. Da, am văzut. Și mi se pare o chestie, da. La modul ok, mi-au un supercar, dar nu mi-l iau să merg cu 40 la oră exact. Ca să găsesc domnișoare, ci chiar mi-l iau multe ca să... mașini, multe firme de mașini de hipercaruri chiar îți oferă, dacă depășești mulți kilometri, faci mulți kilometri cu ele, bineînțeles că asta înseamnă că le faci și o reclamă automat, îți oferă o cheie specială dacă depășești la 50.000 de kilometri, de exemplu, îți dă o cheie de diamante, la 100.000 de kilometri îți dă o cheie de... ca să te facă în așa fel încât să faci 10 kilometri. Apropo. Ce anume? De kilometri. Da. Da. O mașină care, într-adevăr, este folosită, da? Așa este. Bun, mulțumesc frumos, domnul Amețiu. Mersi. Până data viitoare, vă spunem la revedere.